Alte întrebări, dacă... Hai să vă întreb eu despre legea aceasta care se pare că instituie monopolul medicilor veterinari, pentru că s-a tot discutat în ultimele săptămâni, să zicem, și poate ar trebui o justificare a acestei legi. Am auzit chiar fermieri pe Facebook care, cărora le era teamă că nu vor mai avea acces la aceste servicii sau că se vor scumpi aceste servicii. Ar trebui un comentariu la această lege. Legea privind monopolul medicilor veterinari, da. E, nu știu exact numărul legii, care a trecut de Parlament. Se află în momentul acesta, trebuie contestată la Curtea Constituțională de Avocatul Poporului. Mă bucur că m-ați întrebat. Deci, în toată Uniunea Europeană sunt câteva profesii reglementate. Profesii care trebuie făcute de profesioniști cu pregătire în domeniu. Numai un arhitect poate să-ți facă un proiect de arhitectură, numai un stomatolog poate să rezolve o problemă stomatologică, numai un chirurg te poate opera, numai un avocat te poate reprezenta. Deci există o directivă care specifică pentru aceste profesii reglementate sau profesii liberale, care sunt 8, inclusiv condițiile de pregătire. Fiecare oră, câte ore de anatomie, câte ore de fiziologie trebuie să facă un medic veterinar, dar și obligațiile pe care le ai ca profesionist în domeniu. Una din aceste probleme era și cea gestionării responsabile a medicamentelor, pentru că noi în carne și în lapte și în produsele din carne și în lapte, dacă acest lucru nu este făcut responsabil și nu există o situație și o trasabilitate foarte exactă, riscăm ca pe lângă pesticide și altceva să consumăm multe antibiotice, iar antibiorezistența este una din cele mai mari pericole. Din 1984 nu s-a mai descoperit niciun antibiotic nou în plus. Și acest fenomen de antibiorezistență face ca să moară oameni, pentru că nu mai există antibiotice care să trateze acele bacterii care deja s-au obișnuit. De ce? Pentru că fie se iau necontrolat fără rețete de la medic, fie le primim fără să vrem prin produsele care le consumăm. Și atunci această abilitate de a gestiona problema trasabilității medicamentelor veterinare o are Autoritatea Națională Sanitar Veterinar. Dar ce să vezi? În 2015 a fost instalat la conducerea autorității veterinare exact omul care reprezenta o firmă de medicamente. Și el, în loc să aibă grijă de ce se întâmplă cu medicamentul românesc, a făcut în așa fel încât să modifice o lege organică și a dat voie că oricine, după acea lege modificată de domnia sa, oricine avea voie să dețină, să comercializeze și să administreze produse medicale veterinare. Sigur că între timp medicii veterinari au câștigat la Curtea Europeană de Justiție. Sigur că chiar la Curtea Constituțională, pe aceeași speță, în 2015, medicii veterinari au câștigat cu autoritatea veterinară. Atunci a fost o presiune politică să treacă acea lege, pentru că omul acela era foarte puternic ancorat în vechiul partid de guvernământ. Acum, noi am reușit să modificăm legea chiar cu cei care atunci au modificat-o. Tot spectrul parlamentar a votat această lege. Practic, legea readuce la normalitate legea de organizare și exercitare a profesiei de medic veterinar. Dar sigur, între timp omul acela și-a vândut business-ul la, ce vă și spun, la un concern mare chinezesc. El are doar 15%. Promisându-le că o să poată să vină în această țară să facă farmacii oricine, fără să fie medic veterinar, să facă cabinete oricine și eventual să angajeze pe post de slugi medicii veterinari. Nicăieri în Europa nu se întâmplă acest lucru. Și acum caută tot felul de motive să atace la Curtea Constituțională. Dar eu repet, Colegiul Medicilor Veterinari, exact pe această speță, a câștigat la Curtea Constituțională. Nu este vorba despre un monopol. În directiva serviciilor, unde Casa de Avocatură face adresă către Avocatul Poporului și unde Avocatul Poporului, fără să studieze, a atacat la Curtea Constituțională, spune acolo, acea directivă spune că nu se poate considera monopol acele servicii și mărfuri cu caracter special, unde doar profesioniștii cu pregătire și cu responsabilitate pot să activeze. Deci, Curtea Constituțională nu cred că o să dea o altă soluție decât aia pe care a dat-o în 2015, pentru că aici este vorba de a distruge o profesie, pe de-o parte, și de a pune în pericol sănătatea publică prin necontrolul acestor substanțe, pentru că medicamentele în sine sunt niște substanțe și trebuie date doar când este nevoie, doar în dozele
care sunt prescrise și nu trebuie să regăsească ca reziduri în hrana noastră de zi cu zi. Vă mulțumesc pentru întrebare. Referitor la fermieri, că trebuie să le transmitem fermierilor dacă această lege... Ce e cu această lege? Dacă e cazul să se impacienteze? Pentru că sunt tot felul de opinii. Nu este cazul să se impacienteze, pentru că, repet, această lege este în toată Uniunea Europeană. A fost și la noi până în 2017, când a fost modificată. Noi acum revenim la situația din 2017, între fermierul responsabil care gestionează și pesticidele și medicamentele. Există un contract cu medicii veterinari. Medicii veterinari răspund inclusiv cu exercitarea profesiei dacă fac greșeli și lucrurile vor merge în continuare în normalitate, la fel cum au mers până în 2017. Chiar dacă există acest mare interes comercial, de data asta a unui alt stat să vină să intre în acest domeniu. Eu sper că Curtea Constituțională va avea înțelepciune să-și mențină decizia din 2015. Și pentru consumatori, până acum, de exemplu, nefiind reglementat în felul acesta domeniu, a avut acces mai multe tratamente care conțineau antibiotice sau altceva? Da, deci până, până acum, în acest interval scurt, din păcate, neexistând o trasabilitate, neexistând o evidență foarte clară a tratamentelor care se făceau, pentru că dacă are oricine acces și cumpără antibiotice și medicamente cu remanență și le dă animalului, iar în continuare predă lapte sau ouă sau altceva, sigur că în această perioadă a existat și posibilitatea, eu sper în cât mai mică măsură, ca acele alimente să conțină reziduri de antibiotice. Verificările care se fac, se fac randomizat. Nu poți să stai la fiecare șarjă din fiecare fermă să faci aceste identificări de antibiotice. Sunt metode laborioase, costisitoare și oricum nu ți-ar ajunge timpul să faci acest lucru. De aceea se merge pe această trasabilitate, pe această responsabilitate, această gestiune în care știe ce medicamente au fost luate din depozit, cine le administrează, cine semnează, totul trebuie să se regăsească într-un registru de tratamente, iar la verificări cantitățile trebuie să corespundă foarte clar. Și eu vă mulțumesc pentru întrebare. Da, domnul Matei. A fost bine că am lămurit-o. Pentru că ați vorbit de substanțe cu remanență și care au un potențial, pot avea un potențial vătămător asupra populației care le consumă. Știm că anul trecut a fost primul an în care folosirea neonicotinoidelor pentru culturile plantelor melifere a fost interzis. Referitor la folosirea lor pentru porumb, în continuare luați în calcul acest lucru? Da, vedeți foarte bine. Anul trecut, la prima ieșire la Consiliul Agri-Fish în noiembrie, primul lucru care mi-a spus comisarul care era atunci, a spus: voi de 5 ani de zile aveți, aveți o derogare pentru aceste neonicotinoide, nu le mai folosește nimeni în Europa, vedeți ce faceți, pentru că aveți infringement. Am venit și am făcut o întâlnire în acea sală și cu apicultorii și cu cultivatorii, pentru că avem nevoie unii de alții, fără polinizator nu prea putem face agricultură și asta o știm cu toții. Pe de altă parte, sigur că sunt atât de multe substanțe utilizate și de multe ori utilizate aiurea. Pe vremuri fiecare utilizator avea obligația legală să anunțe în scris primăria. Primăria anunța crescătorii de albine că în perioada cutare, în ziua cutare, face tratamente, astfel încât aceste accidente să fie cât mai puține. Sigur că erau și mai puține substanțe, dar în urma discuțiilor și cu unii și cu alții am ajuns la această concluzie de mijloc. În așa fel încât pentru plantele care le-au considerat dânsii mai melifere și unde albinele, știu eu, au o predispoziție să ajungă, adică pentru rapiță și floarea salului, le-am interzis pentru că eram în infringement și am păstrat pentru sfeclă și porumb. Și anul acesta vom merge pe această procedură. Dar ce vreau să vă spun, la întâlnirea care am avut-o în Franța, am fost abordat de un institut de cercetare de acolo, care începuse deja o colaborare cu cercetători de la noi, să caute niște metode, exact pentru metode pe bază de feromoni, exact pentru a înlocui neonicotinoidele. Din nefericire, la noi am înțeles de la cultivatori și de la specialiști că acest Animecus produce mari pagube în agricultură și că până acum, în afară de aceste neonicotinoide, nu s-au găsit alte soluții. Unii specialiști recomandă o rotație a culturilor de câțiva ani de zile să nu se mai cultive cultura respectivă, tocmai pentru a dispărea
să zic așa, mediu în care se dezvoltă acest animecus. Nu vreau să intru în amănunte, că nu este specialitatea mea, eu doar m-am consultat înainte de a lua decizii, sigur, cu cei care știu mai multe despre acest lucru. Speranța mea că o să reușească să renunțe la el. Păi, în timp, asta este, păi, ca să reziste acel fermier pe piață, cumpărătorul trebuie să ofere niște bani în plus. Dar, dacă nu reușim să ne păzim foarte bine granițele și vor intra mărfuri care nu respectă aceste exigențe la niște prețuri foarte mici din țări terțe, din țări care nu fac parte din Uniunea Europeană, nu vom face altceva decât, pe de-o parte, consumatorul european cu bani mai puțini să cumpere acele mărfuri, iar fermierul european să falimenteze. Aici, iarăși, trebuie să fim foarte atenți. Este bine să luăm aceste măsuri. Eu sunt profesor de toxicologie și știu ce înseamnă substanțele astea care se învârt între noi și fără de care de multe ori nu mai putem. Începând de la coloniale, la substanțe de curățat, la pesticide, la îngrășăminte, toate afectează într-un mod sau altul viața, așa cum a fost ea până când au apărut aceste substanțe. Dar omenirea s-a obișnuit cu aceste substanțe. Ideea este să le controlăm și să încercăm să le utilizăm cât mai responsabil. Deci până la urmă, în 2021, o să avem o interdicție pe neonicotinoide de la porumb? Nu, asta am spus. Tocmai am spus că pentru sfeclă, pentru sfeclă și noi chiar vă rugăm, domnule ministru, mai ales pentru sfecla de zahăr, să dați seama că în vestul Europei, în țări ca Franța, au apărut virusul vestejirii frunzelor datorită neutilizării neonicotinoidelor în tratamentul seminței la sfecla de zahăr. Și pentru noi sfecla de zahăr este o cultură foarte importantă. Vedeți, dumneavoastră, sunt investiții foarte mari într-o, numai o combină de recoltat sfecle de zahăr costă aproximativ 500.000 de euro și dacă această cultură nu va mai fi în zona noastră, nu știm ce vom face cu utilajele respective care sunt specifice acestei culturi. Și vă rugăm să le susțineți și cu, probabil și cu ANT-6, Ajutor Național Tranzitoriu, și cum a spus și dumneavoastră, cei 2 ani de tranziție, 2021-2022, această cultură va beneficia de sprijinul cuplat, care este foarte important pentru fermieri. Va merge până în 2027, inclusiv ANT-ul. Deci ANT-ul urma să-l oprim acum, dar noi, bulgarii, cehii și slovacii, am cerut să-l dăm și noi, cele patru țări, să dea și acest ANT. Noastră știți că ANT-ul, aici discutăm de bani național, nu de bani europeni, dar care vin să completeze acele sectoare aflate în dificultate. Dacă mai sunt întrebări de la fermier, da, Tălmă cel mă numesc, sunt directorul Direcției Agricole. Ne-am. Domnul ministru, aș vrea să vă aduc la cunoștință. Știți faptul că anul acesta județul a fost afectat cu termenul de secetă și am 12.000 de hectare, da, în din cultură din toamnă și 24.000, aproape dublu acum. Da. Problema se pune așa, că sistem, firmele de asigurări nu asigură fenomenul de secetă. De mult se vorbește de un fond mutual în care să facă parte fermierii din el și și banii europeni. Mai sunt șanse ca să vreodată să deci eu vă dau răspunsul care l-am dat fiecărui lider al fermierilor. Anul acesta, pentru că a fost secetă foarte mult și noi și fermieri am discutat despre asigurări și despre fonduri mutuale. Eu mi-aș dori ca anul viitor să plouă, să n-avem probleme, dar să continuăm această discuție, pentru că dacă uităm această discuție și nu face fondurile mutuale, nu le poate face guvernul. Fondurile mutuale le facem împreună la inițiativa fermierilor private. Putem utiliza, dacă fermierii doresc, și putem argumenta și fonduri europene în aceste fonduri mutuale în care să gestionăm riscurile. Noi avem chiar una dintre priorități, este gestionarea riscurilor. Vedem cum putem face ca cât mai mulți dintre fermieri să se asigure, pentru că dacă plaja celor care se asigură este mai mare, atunci și condițiile de asigurare sunt altele, mai permisive, pe de o parte. De aceea această măsură 17.1 am îmbunătățit-o, am simplificat, am alocat sume anul ăsta, 15 milioane, nu s-au cheltuit decât vreo 2 sau 3 milioane pe ea, tocmai pentru a-i învăța, pentru a-i obișnui pe fermieri să facă asigurări. În momentul în care mulți dintre ei fac, condițiile scad și prețul asigurărilor este mai mic, pentru secetă nu știu dacă vreodată vreo firmă de asigurări o să facă pentru secetă. Noi pentru secetă trebuie să rezolvăm problema aceasta gestionării apei, să ducem și noi cum duc alte țări. Sunt țări în care
problema apei a fost o problemă dintotdeauna și reușesc să ducă fiecare picătură la plantă și au producții apropiate, nu mai bune, dar apropiate de ceea ce avem noi. Am vorbit și cu colega din Germania anul acesta, la ei câteva landuri a fost la fel afectate foarte tare de secetă. Cam 25% din producția de grâu a scăzut și în Franța, care este un mare producător de cereale. Deci seceta a fost nu numai în zona Mării Negre, a fost și în alte țări europene și fiecare caută acum soluții. Dar cred că cea mai bună soluție este asta, să investim mult și repede în acest sistem de irigație. Că din păcate, județul Neamț nu face din arealul... Știu. Am înțeles că aveți infrastructură de irigație doar la... Da. Într-o la comună, la Sire. Pe Valea Sire. Ați fost într-o zonă în care atunci când s-au construit aceste sisteme de irigații nu era nevoie, pentru că erau suficiente precipitații. Vedeți că aceste schimbări climatice aduc modificări importante. Acum aici s-ar putea face amenajări locale pe anumite suprafețe, dar problema că nu se alocă fonduri pentru așa ceva. În măsura 4.1 se dă doar 49% din un proiect pentru irigații. Adică aici, da, dacă s-ar umbla un pic... Nu, era 4-3. Nu. 4-3 pentru infrastructura. Făcea referire, domnul director, făcea referire, da, la măsura 4-1, investiții în exploatația agricolă. În care 49% fermiere pot să-și achiziționeze echipamente de udat. Și 51% în investiții. La măsura 4-3 este altceva, acolo este explicit numai pentru infrastructura mare. Da. Și aici s-ar putea face amenajări locale, știi? Da, pentru organizații. Da. În acest proiect mare se are în vedere, nu eu, specialiștii, se are în vedere ca toate suprafețele care sunt afectate și vor fi afectate de secetă, pentru că aici lucrăm și cu mai multe baze de date, inclusiv cu Institutul Național de Meteorologie, și avem o dinamică a regimului precipitațiilor și a concentrației, nu știu dacă spun corect, prezenței nivelului apei în sol, și în stratul profund, și în stratul de suprafață, în ultimii 10 de ani, și previziuni. În așa fel încât, în această strategie de gestionare a apei, și acolo unde nu sunt sisteme de irigații, să folosim resursele de apă care sunt, pentru că sunt, și specialiștii știu cum anume să poate fi folosite, să extindem acest sistem de irigație. Sigur, cu metode de stropire mai moderne, mai verzi. Adică nu o să încercăm unde este posibil să nu mai împingem apa de la deal, de la vale la deal, să ne batem cu legile fizice, dacă sunt alte metode, inclusiv energie verde atunci când se utilizează pentru stropire. Pentru că pentru asta vom putea obține bani în plus, în afară de banii de la agricultură, dacă folosim această energie verde. Dacă nu mai sunt întrebări, atunci, domnul director. Eu vă mulțumesc mult pentru vizită și sper să avem o colaborare și foarte bună și sprijinul dumneavoastră să fiți alături de fermieri care muncesc zi de zi pentru a face agricultură performantă. Noi vă mulțumim pentru invitație, vă felicităm pentru organizare și mesajul pe care vrem să-l transmitem foarte clar este că suntem alături de ce înseamnă agricultori, ce înseamnă producători care măresc un singur lucru, ca toți consumatorii să aibă parte de hrană bună, de calitate, făcută în condiții optime. Mulțumim mult! Și noi vă mulțumim, Doamne ajută, vă mulțumim! Mulțumim. Îmbrac străinii mai buni, că nu-i horă fără minii.
Tata, te unde duci? Ai un caier și trei furce mai. N-ai mai tot de vreo trei zile, dar la fără în sat ți-i bine. Fata, tati, fată dragă, dă-i gori o zi întreagă. Haide, tată, lasă așa, măi, că acum ai vremea mea, măi. Lasă niște armanată, eu vreau într-una jucată, e cășa. Dacă-i joc de tucă dragă și-am gurița dulce fragă, cum să șeți torc în casă, tiflă că-i la joc să aleasă. Minte slabă ai vătucă, că pe vreme există tucă. Nu te las de capul tău, că feciorii au gând rău, măi. Fata, tati, fată dragă, te-ai gori o zi întreagă. Haide, tată, lasă așa, măi, că acum ai vremea mea, măi. Vezi să nu mă râdă satul, ui, că apoi tu ești vinovatul. Ia că așa, așa, așa. Joc de tu cântă de seara, ca să-mi bucur inimioara. Amintește-ți și de tine, că ai fost tânăr ca și mine. Când era flăcă odată, scoateam mândrile la poartă. Și de defuram goriță, mă lungau de pe o liță. Fata, tati, fată dragă, dă-i gori o zi întreagă. Haide, tată, lasă așa, măi, că acum ai vremea mea, măi. Tot așa și ieri și azi, îmi plasă vor să le caz. Iuhu! Tată, bun, am priceput, nu vezi, tată, că am crescut, tată. Asta-i vremea mea să-mi joc cu fișorii la un loc, măi. Ai crescut, fată frumoasă, râsul tău răsună în casă. Iiduții făceai fetiță, astfel că ești cerguriță. Fata, tati, fată dragă, te-ai gori o zi întreagă. Haide, tată, lasă așa, măi, că acum ai vremea mea, măi. Ăsta-i cursul vieții noastre, lăsăm veselia-n glastre. Crești mari lângă părinți, măi, și-apoi cu mintiri te-alinți, măi.